Astăzi modificăm mașina dintr-un magazin pentru copii. Apasă butonul de like, abonează-te canalului pentru că la 500.000 vă dau vouă mașina mea. Băi, e cald rău, ne-am urcat și noi în mașina lui Scream, stați, așa să-mi pun și eu centura. Nu știu dacă știați, dar eu cu Scream ne-am mutat împreună așa pe vară ca să facem treaba. Mergem acum la magazin de copii, la Jumbo, ca să luăm toate chestiile pentru care eu o să modific mașina. Oh, o să avem o aventură de 15 minute. Băi, eu vreau să fac mașina de gaming, frate, vreau să iau luminițe, să pun becuri ambientale, blăniță pe volan, covorașe de blăniță, colan dacă găsesc, jante. Ce mai găsești, mă, în Jumbo? Motor nou pentru mașină, hai, ajungem acolo și vedem. Bun, asta e mașina pe care o să o modificăm pe vlog. Asta e noua mea mașină. Să iau LED-uri, să pun pe dedesubt. Da, mă, da, pe aia face. Hai acolo. Mie nu cred că merge bricheta la mașină și tare mie că o să iau toate LED-urile astea degeaba. Dar sunt niște probleme pe care le dau eu de cap până la final. Ascultă-vă mine, că știu că am mai fost la Jumbo. Vezi ca o bandă de LED-uri cu o cutuiță din aia în care pui baterii. Bă, aș vrea să luăm un zmeu, că am văzut acolo zmeie, să încercăm să înălțăm un zmeu cu mașina, dar uite-te. Unde zmeele? De ce e 25 de lei un zmeu? Zi, reușesc să-l înalț sau nu? Da. Eu nu cred că în viața mea n-am reușit să înalț un zmeu. Luăm ăsta pentru că sunt foarte multe chestii pe care trebuie să le conectăm cu USB. Multe chestii pe mașină, dar uite, nu găsesc neapărat ce voiam eu. Mi-au ghiozdanie și probabil îl pun pe spate la scaun. Nu vrei să-ți spui claxon? Goofy ass, îl vreau. Și pe unde bag bateria, mă? Ne dăm noi seama, vrem să luăm lumini roșii pentru roți. Și nu ne dăm seama dacă sunt și pentru mașină sau doar pentru bicicletă. Da, mă, nu știu dacă merge să le punem pe ventilul ăla. Eu știu unde e ventilul meu. Știi la ce mă gândesc? Dar de ce-s doar de-astea cu inimioare, de fetițe? Nu vreau de-astea. Alege albastru sau roșu, repede. Pentru mașina ta roșu. Pentru mașina mea roșu? Oricum noi nu suntem zgârciți. Noi avem bani mulți rău de tot. Noi avem bani infiniți de fapt. Noi când venim în Jumbo, facem așa și luăm și punem toate chestiile și facem mașina tare, dar... Păi, ce bine era să fie așa. A, ce? LED-uri? Da. Poliția dacă se uită la clipul ăsta, să știți că o să le dau jos după clip. O colantă cu bani. Nu e colantă, alea sunt confetii, prostule. Oare să ne luăm ochelari de ăștia să-i ținem pe tot vlogul, să încercăm să facem mașina cu ei pe ochi? Da. Ți-o iau? Ia-ți-o. Nu. Fiți atenți. Eu în paralel mai pregătesc un vlog în care fac mașina cu chestii de pe Facebook Market. Deci am luat un volan și volanul ăla e cam... Stărseau asta și până îl pun pe ăla. Nu. Am văzut la toți bărbații, la toți taximetriștii că au așa ceva pe volan. Trebuie să-mi pun și eu, frate, că așa ține mai mult. Și ce volan de la cu turometru în el, îl fac eu, frate. Mi-au aplicație pe telefon și se face broșul telefonul. Că dacă ceriți mașina în 6.000, cum îmi place mie să schimb la limitare, să-i pomul motorul. Foarte dezamăgit de Jumbo de aici din București. Când am fost la Brașov, am găsit toate chestiile, frate. Și de aici mi-a și venit ideea. Am ajuns aici în București, unde ar trebui să am tot la îndemână. Nu găsesc nimic, frate, am luat 6 chestii. Dar mai improvizăm, mă duc să iau chestii de la grădină. Eu n-am aer condiționat în mașină. Nu știu cât o să te ajute asta. Și cum fac asta? Îi dau baterii, dau USB, hă? Bă, dar vezi că avem baterie externă, mă, dacă nu merge la mașină. Hai bine, luăm aer condiționat. Bă, mașina mea chiar nu am, nu fac pentru vlog, gen. Și nu știu câți dintre voi știți, dar să ai interior de piele negru în București, vara, unde sunt 40 de grade, nu e combinație, pentru că te faci luarcă aici pe spate și vrei să te duci tu, să ieși la unde e cu o fată și te faci de râs, te uiți și tu și te uiți și ea, dar nu... Cum? Hai, las-o așa. În cel mai rău caz, dacă nu merge aerul la condiționat, o să cumpăr și asta. Așa că Dăvele, pregătește-te. Bă, miroase ceva. Ia, fii atent. E plastic, băule. Mi se părea că miroase dulce. Așa că Dăvele, dacă nu merge aia de mai pus, o iau. Toată vara îmi dai la mână la asta. Rața asta vreau să o iau și o pun pe bord, frate. Și dacă mă plictisesc de ea în mașină, fac baie cu ea. Prietena mea de baie. Ușor, bă. Când am băgat în bunga, nu prea m-am uitat la preț. Bă, bune, pe baza ceva m-a arătat și ce o să vedeți pe clipul ăsta, lăsați și voi. Cât credeți că am băgat? Banii pe vlogul ăsta nu mi-i scot niciodată. Asta dacă sunteți voi binevoitori și apăsați like că vreți să vedeți clipuri de la mine. Poate să mă ajutați să fac și eu clipuri mai tari pe viitor. Dați și mie un follow pe Instagram și hai să mergem spre cartier. Ce m-am mars, băga mea. Hai să mergem spre cartier să ne apucăm să montăm asta. Cum mă văd? Bine. Cum arăt? Arăt ca un prost? Arăți bine. Un pic mai deștept decât erai înainte. Da, bun. Sau mor urât se vede prin... Spui că mă uit prin borcan. Mi-e rău, amețesc. Fiți atent, atunci începem cu cea mai ușor chestie de pus, sper. Bă, pare mai mică decât volanul meu, dar vede. Să extinde. Păi nu e elastică. Cum se punem asta? E mai mică asta la asta. Am luat ceva prost din prima. Stai, mă, că am piciorul în ochelari, prost. Mă, și eu prost, dar vede, îl pun eu greșit. Mi-am prins degetele aici, ești prost? Ia de-ngă, l-am pus. Bă, se simte volanul un pic mai grosuț așa. Dar pe volanul nou nicio șansă să meargă ăsta să încapă. Bă, știi ce mi-e frică la gunoaiele astea de huse? Mie că învârt odată de volan și învârt doar husa fără volan. Doamne ajută. Ți-a făcut ce rău? Nu, că sunt zgâriați, nu știu ce au. Îi dăm și noi. Îi punem pe o pisică, un câine ceva. Avem o problemă că asta ca se audă, eu o să trească să stau cu geamul deschis, geamul de la mașina mea nu mai merge din auzi, câte știți. Dar nu cred că trebuie pus pe volan. Nu cred că trebuie pus pe volan asta. Dar pe ce? Că dacă îl pui pe volan, ce faci? Faci ca la tir? Fiți atenți, cu riscul de a nu se mai închide geamul ăsta niciodată, că l-am deschis acum și sunt un dobitoc. Nu merge aici. Și am și dat geamul jos. Bă, trebuie undeva unde să am acces să-l iau. Și mai nervează unul și scomura pe trapă.
Bine, dar știi care e faza? Că după aia cum dracu iau curba, cum dau cu el în... Ai văzut ce am făcut? Am scăpat piulița. Mamă, și aici se cacă toți câinii, că am eu o vecină pe care mereu o văd de la balcon. Deci lasă câinele să facă caca aici și nu ia... Nu ia materia primă. Păi nu ia într-o punguță și când mă dau eu jos din mașină, ce fac? Eu parchez mașina cu spatele, ca să ieși eu ușor dimineața cu fața. Calc eu în el, mereu, de fiecare dată. Doamne, dacă vă uitați la vlogul ăsta, luați-vă câinele de aici. Mă, păi și așa la bicicletă, de ce prind asta dacă nu de ghidon? Că eu pe ghidonul meu nu pot să o pun. Aceu că am transpirat rău de tot, pe bune că am transpirat. Dacă mai pus să dau banii pe ceva ce nu e bun, nu știu ce să fac. Bă, eu la mașina asta am modulator de ăla. Nu mai mergea la un moment dat și am crezut eu că nu mai merge bricheta de la mașină. Zi-mi, te rog, că merge. Stai că moare mașina aici, prost. Bun, a murit mașina. Mamă, și fii atent că direct aici lipesc, ești prost să bată pe mine, dovele. Nu merge, nu? Nu, asta nu merge, hai să luăm bateria externă momentan. Dacă merge asta, eu sunt cel mai fericit, prost, să am aer condiționat, să mă duc să bag bateria asta, l-am încărcat de fiecare. Dovele! Oh. Dovele, merge! Ce fericit sunt, ești prost? Uite ce am făcut, române. Și așa scos și mâna pe afară și tu la coloție. A, da, chiar! Cred că întâi trebuia să încerc să înalți meu ăla, că după aceea să-mi zboare toate astea de pe mașină. Nu, mă, nu, că ține scociul ăsta până la 200 de km la oră, așa am auzit. Trebuie să-i pun multe, bă, că dacă nu pierdem claxonul și... Mașina mea? Ia de-n, care se aude mai tare? Amândouă sau la fel. Băi, știi la ce aș putea să lucrez la de-aia de împachetează cutii repede. Că tu cât ai clipit, eu uite cât scoci am pus pe asta. Gata, și asta avem și aerul condiționat. Ce ne mai trebuie? Aerul condiționat merge. Deci, momentan ai scăpat, că rămân fără baterie la baterie, e asta în mână și toată vara stai și îmi dai. Hai că după aia mă certați în comentarii că Răbiță ai luat vlog cu ochelarii și nu i-ai purtat pe vlog. Urât se vede cu ei. Cum le pun? Că nu văd prostule cu ochelarii ăștia. Arată-mi, zi-mi cum le pun. Cu asta în sus. Aha. Trageți, băieți. Bă, ia luminează ceva. Bă, tu stai dacă se vadă la roți roșii. O să mă oprească poliția. Vă place claxonul? Acolo am pus. Vrei să apeși pe el? Hai cu. Dar zi-mi sincer ce părere ai, gen. No, no fake win. Nu e tare. Poți să apeși eu? Apasă, frate. Gufias claxon. Vreau fresc, eu am ochelari. Ai de-astea? Nu, am bine Versace. Ah, pfff. Băi, atunci trăiește bine. Ești un pic cam bine, vrei? Ia, mersi. Ia. Păstrează-i. De unde ai luat? De la Dior. De la Dior? Da. Dior? Da, ochelarii mei Dior. Dior. Așa. Ia zi-mi că punem rața și după aia punem ambientalele, dar nu știu pe unde băgăm noi ambientalele, sincer. Păi și la mine la volan. Păi cum, bă, tu vrei ambientale pe volan, nebun? Păi nu vreau. N-a alunecat aia nicăieri. Adică... Adică e lipită. Pum, și se bagă, nu se be. Păi aici, powerbank. Păi da, mă, dar eu ca să am neoane, eu trebuie să-mi scot aerul condiționat. Ai pus vreodată de astea? Nu, dar am văzut pe net. Da, are sens. Numai bine întâi să te chinui să faci toate chestiile astea, numai bine probam și noi cu... Să vedem dacă merge, gen dacă se aprinde. I-am dat niște aer condiționat și la puiul meu, că el parcă prea se chinuie acolo. De 20 de minute ne chinuim să le punem, că nu intrăm partea aia unde se chinuie el acum. Măcar de nu ne tăiam și noi unghiile, să băgăm unghiile acolo, să nu ne mai chinuim cu cardul ăla al tău. Hai să zic, mă, ce Rolex-ul ăsta de la mâna ta? E pe bune? Nu. Patru brațe. Vă stăteam acolo la aerul ăsta condiționat și să mor dacă înțeleg ce dracu că drăcești cu el. Că stau lângă el și nu se întâmplă nimic. Ce răcești? O cutie? O... Ești prost dacă ți-e cald de leșin și vrei să mori? Nu vrei să mori? Ăsta mă rău te încurcă, mai dai și banii pe el. Da, mă rog, situația cu luminile astea nu s-a schimbat foarte mult, dar am reușit să ajungem până aici măcar. Punem zmeul pe mașină și hai să vedem dacă putem să-l înălțăm. Eu în viața mea n-am înălțat un zmeu. Voi ați reușit să înălțați un zmeu? Adică, bă, trebuia să fugi pe bune tare, nici campion la cross dacă erai, tot nu reușeai să înalți un zmeu. Așa că 100 de cai putere, eu zic că o să putem să înălțăm un zmeu. Bă, bune, că a făcut Dovel jumătate de mașină și acum pe partea asta fac și eu un pic. Și nici nu mai intră aici. Doamne, așteptați-mă că sunt posedat. De-abia aștept să ieșim la noapte să vă arăt cum arată. Că arată bine rău de tot, dacă reușim să punem și ledurile sub mașină. Hai să mergem să înălțăm smeul ăla. Bă, dar tare se aude. Fii atent. Să uite toată lumea la mine, spui că sunt ultimul prost. Ce tare? Poliția. Îți dau pe mașina. Dovele, stai că nu mai pun liște. Gata. Trebuie să mergem în capul străzii și să plecăm 0 cât e limita legală aici, să încercăm să înălțăm zmeul. Și pentru asta vă mai dau o dată o limitare de asta. Tare! Pentru cei care vă plângeți că o să fac gălăgie, să știți că sunt în mijlocul câmpului. Și acum leagă, fă-i nod dublu, fă-i multe noduri de fapt, să nu-l pierdem. Îți dai seama dacă aterizează o pasăre pe ești prost. Dacă fug tare, să văd dacă pot să-l înalți eu pe jos, că dacă pot eu să-l înalți pe jos, stai asta pot să-l înalți și cu mașina. Dovele! Am înălțat zmeul! Ești prost, în viața mea n-am înălțat un zmeu! Nici eu! Se vede cine merge la pescuit să facă noduri. Bă, cea mai proastă activitate mi se pare să mergi la pescuit. Adică nu e așa proastă, dar e plictisitoare, mă! Gata! Trebuie m-a pus alerg iar! Nu mai pot, e cald sub 40 de grade! Zici că o să stă voi surfers! A plecat! Bă.
merg mai ce prostul. M-a pus să alerg 2 km. Că merge el prea tare. Incredibil cât de prost. Băi, el practic l-a înălțat acum, dar nu cât voia el. Nu știu ce face. A călcat zmeul. A zburat bățul. Păi și nu mai zbor așa? Nu, lăsați în comentarii, sincer, dacă vouă vă plac vlogurile noaptea. Vedeți de ce? Că eu nu știu, eu nu prea filmez noaptea, că gen, nu știu, cred eu că nu vă plac vouă. Pune un pic blițul ca nu vă să-i bag. Băi! Bă, what the fuck? Am lumina ambientale! În viața mea n-am avut pe nicio mașină. Știi ce mai sunt eu curios? Alea de la roți. Băi! Bun, i-am murit motorul. Ești prost? Mă calci, dă să... Dacă mai vreți vloguri de astea, apăsați pe like. Abonați-vă că la 500.000 vă dau vouă mașina asta. Money line, I'ma run it every time.